o informație de ultim moment. O cisternă cu 20 de tone de motorină s-a răsturnat pe DN24B la intrarea în municipiul Huș, în zona Dobrina. Combustibilul se scurge din cisternă, iar pompierii intervin cu 4 auto speciale. Vedeți imagini de la fața locului, operațiunea în desfășurare. Vedeți cum tonele de motorină sunt acum pe carosabil. Alături de noi, Lili Trifu. Bun găsit, Lili. Ce ne mai poți spune? Bun găsit! Pompierii au intervenit și acum încearcă să limiteze pericolul de explozie care exista la momentul răsturnării cisternei. Să spunem că cisterna este înmatriculată în Republica Moldova și că transporta motorina în această țară. Șoferul acesteia este în acest moment la UPU, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Huș, pentru tratamente, iar circulația dinspre și înspre Vama Albița este întreruptă în acest moment. Sunt cozi de peste 2-3 km și pe un sens și pe altul, de intrare înspre și dinspre municipiul Huș. Mulțumesc, Lili Trifu. Imaginile momentului, doamnelor și domnilor, 20 de tone de motorină se răspândesc acum pe carosabil acolo în zona Huș. Mulțumesc, Lili Trifu. O să revenim cu alte